Eu aș fi înclinat să spun că poți trăi fără citit. S-a trăit doar de 5.000 de ani, citește lumea. Dacă probabil citeau tăblițele asiriene pe vremea aceea, dacă le citeau cu adevărat. Timp de sute de mii de ani înainte, nimeni n-a citit absolut nimic și oamenii au trăit și au dus viețile mai departe. Da, și cred că o să ne întoarcem acolo. Poți trăi fără să citești, așa cum poți trăi fără să asculți muzică clasică, poți trăi fără să mergi la un spectacol de teatru vreodată sau la o operă și așa mai departe. Dar aș zice eu, nu știi ce pierzi. Nu știi ce pierzi. Nu știi ce lume extraordinare trec pe lângă tine fără ca tu să ai măcar habar de ele. Nu știi că trăiești de fapt cu nasul în propria ta lume, așa cum este ea, și nu ai nici măcar intuiția faptului că în afară de acea lume, care este cum este, poate să fie o lume foarte plăcută și mulțumitoare pentru tine, totuși tu, de fapt, te excluzi pe tine însuți cu masochism, aș spune, din ce este bun cu adevărat, din ce e bun cu adevărat pe lume. N-ai să știi niciodată ce satisfacție extraordinară poți să-ți dea acești intelectuali și artiști snobi ca Johann Sebastian Bach, ca Beethoven, ca, știu eu, Dostoevski, pe care abia l-am amintit, ca un mare dansator, ca un mare pictor și așa mai departe. Pierzi enorm necitind, mergând la spectacole, nefiind un consumator de artă.